Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. A simțit-o pe pielea ei Carmen Negoiță. Fashion bloggerul a avut parte de spaima vieții ei în vacanța din Costa Rica. I-a povestit prin ce a trecut colegei mele Daniela Istrate. Aflați mai multe chiar acum. Avioane pierdute, bagaje furate și aventuri la rafting. Carmen Negoiță le-a bifat pe toate în vacanța ei din Costa Rica. Fashion bloggerul a ajuns să facă shopping de nevoie, pentru că mai avea doar hainele de pe ea. Dar pentru că este optimistă, ghinioanele nu au demoralizat-o, așa că a avut parte de un sejur incredibil. Ne-a povestit totul despre peripețiile ei în Costa Rica. Le aflați și voi acum! Toată excursia, practic, a fost cu aventură. Am ajuns în Atlanta, am avut 3 scale la dus și 4 la întors. La dus am avut 2 ore scală în Atlanta, numai că security în Atlanta este lent, spre foarte, foarte lent. Când am reușit să trecem de partea de security, am ajuns, porțile se închiseseră, avionul nostru era deja așteptat pe pistă ca să ne dea bagajele jos. Asta era ideea. Și a trebuit să ne pună la un alt zbor a doua zi dimineață. 40 de ore mai târziu, aventura a început. Suntem în parcul Manuel Antonio, unul dintre cele mai importante parcuri din Costa Rica. Lucrurile s-au complicat peste câteva zile. Carmen Negoiță a fost jefuită. Au fost de vis primele 3, după care am schimbat locația și am ajuns în Tamarindo, se numește, este un loc foarte popular. Am mers la hostel unde ne-am cazat, am dus bagajele de mână, pentru că n-am putut să le luăm, era foarte mult noroi, nu era curent. Am luat ce am reușit, bagajul de mână și geanta personală. Și ne-am dus să facem check-in-ul, iar când m-am întors, aveam mașina spartă, iar baliza mare cu hainele dispărut. Noroc că paguba nu a fost atât de mare, așa că fashion bloggerul și iubitul ei, Rareș Pulvere, au putut să se concentreze pe restul sejurului. Am rămas cu telefon, acte, aparatură, ceea ce... foarte bine, foarte bine, și am zis că ok, de undeva găsesc să mai cumpăr eu un pantalon scurt și un tricou. Odată depășit impasul, Carmen Negoiță a descoperit toate minunățile din Costa Rica. Plaje sălbatice, vegetație exotică, vulcani, cascade. Parcul Național Manuel Antonio, unul dintre cele mai frumoase din țară, i-a oferit șansa să descopere iguane, ratoni, maimuțe și leneși în habitatul lor natural. Am văzut leneși cu bebeluși, am văzut extraordinar de mult. Maimuțele, în schimb, mergeau pe stradă, nu se fereau de oameni. Și am scris și pe blog, sunt niște hoațe la propriu. Am stat la un moment dat la plajă și priveam, stăteam în fund, priveam natura. Și la un moment dat m-am uitat în stânga mea, era o maimuță, deci nu exagerez, umbla cu amândouă mâinile în geanta mea de plajă. Mai mult, dornică de adrenalină, Carmen Negoiță a încercat senzații tari la rafting, chiar dacă la un moment dat a căzut în apele repezi ale râului. Dacă vedeta v-a inspirat cu amintirile ei și vă doriți o vacanță de vis în Costa Rica, trebuie să știți că perioada cea mai bună de vizitat este între lunile decembrie-aprilie. Dacă tariful biletelor de avion pentru 2 persoane variază între 2500-3000 de euro, cazarea este ieftină. Carmen Negoiță și iubitul ei au ales să se cazeze într-un hostel. Sunt camere cu multe paturi în care poți să vii să stai gașcă de tineri, dar sunt camere și din astea foarte elegante, cu pat matrimonial, cu 2 paturi, adică cu baie proprie. Pentru un astfel de hostel, la cât ajunge pentru, nu știu, 2 persoane, o săptămână? Este diferit, sunt pachete, depinde ce vă luați. De exemplu, erau pacheti pe o săptămână, 10 zile, undeva la 700 de dolari de persoană, dar includea toate mesele, cazare, lecții de surf în fiecare zi.